O victorie mare, nu? Victorie mare pentru noi, victorie mare și importantă, în special că am câștigat la Botoșan, pentru că am spus-o și înainte de joc, le-am spus și jucătorilor înainte de joc și la flash interview. Aici la Botoșani se câștigă foarte greu, pentru că am fost antrenor aici și știu ce înseamnă spiritul de aici, de la Botoșani. O echipă foarte bună, o echipă cu calitate, cu jucători abili, jucători de viteză, jucători care fac diferența în orice moment, însă noi astăzi am practicat un joc bun, în special în defensivă, am reușit să ne închidem bine, chiar dacă la un moment dat am stat cu liniile jos. Asta a fost strategia noastră, pentru că ne-am dorit să jucăm pe contraatac. După ce am înscris golul, lucrurile s-au schimbat așa în mare parte, pentru că adversarul a riscat. Cei de la Botoșani au încercat să marcheze golul egalizator și ne-au lăsat spații. Ne-am mai creat, să zic, două sau trei situații bune de a marca, însă n-am reușit să o facem. Sunt bucuros, sincer, pentru această victorie, pentru că aveam nevoie, mare nevoie aveam de aceste trei puncte. În primul rând, pentru moralul jucătorilor. Veneam după două înfrângeri consecutive acasă. Și plus situația din clasament. Ați văzut, sezonul ăsta este foarte strâns, foarte echilibrat. Toate echipele, mă rog, hai să spun, de la locul 4 în jos, locul 5, distanța dintre, să zic, locul 6 și locul 10, locul 12, locul 13, la număr de puncte este foarte mică, așa că orice înfrângere te poate duce în subsolul clasamentului, orice victorie te menține pe linia de plutire sau te duce cu gândul să poți să te lupți pentru primele 6 locuri. Ce vă propuneți mai deocamdată? Ne așteaptă încă două deplasări și prima este cea de cupă cu Craiova 1948, unde la fel va trebui să găsesc o formulă ideală, pentru că avem foarte mulți accidentați și mai avem un impediment că jucăm la 3 zile, jucăm joi, după care jucăm duminică la Arad. O să încerc să fac o formulă care să ne aducă, bineînțeles, un rezultat pozitiv. Asta ne dorim. După care vom vedea. Știm cu toții ce s-a întâmplat în această săptămână. Sincer, credeți vreodată că veți ajunge să regretați că ați refuzat FCSB? Nu, pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Am explicat la conferința de presă. Nu vreau să mai intru în detalii. Am spus ce am avut de spus, deci nu vreau să mai comentez. Sunt în momentul de față aici și sunt alături de jucători. Am un an și 6 luni și 7 luni de când lucrez la această echipă. Mergem în continuare și vom vedea. Mulțumesc. Ok? Seară bună!